Ultima concurentă din finală a reușit o calificare spectaculoasă în semifinală, atunci când a impresionat toți jurații. Și cât te gândești că până la vedeta populară nu mai cântase niciodată folclor pe o scenă. Din Bucovina, doamnelor și domnilor, Manuela Bucătaru! Hai să vedem. Ia cât aici talent și inteligență artistică, pentru că ea a reușit să transpună era superb. Da. Ce, a avut ce trebuie. Mare cuvinte, domnul da. Dinescu. Numai că eu știam, rima mai bine
Cirip, floarea albă de nisip. E și mai simpatică floarea, nu de câmp, de nisip. De cai. Nu, eu am auzit-o azi, floarea albă de nisip. Adică acolo unde nu prea... Când crește o floare, e absolut splendidă. Dar mă rog, sunt mai multe variante. În orice caz, e o profesionistă. Ia cătă o profesionistă. Bun, Cornelia! A fost foarte... Ne-a demonstrat că e foarte inteligentă, pentru că s-a și îmbrăcat adecvat. Exact ceea ce trebuie cu totul. Te felicit, ești foarte talentată. Niculina, Stoican. M-a plăcut din suflet. Mulțumesc mult. Bun! Eliza Stan, vă rog. Manuela, mie mi-a plăcut foarte mult. Mai ales pentru că ai știut să te adaptezi stilului. Manuela a avut o îndrumare bună. Nu știu de unde, dar a avut o îndrumare bună. În ce constă? Da. În ce constă stilul lăutăresc ăsta? Trebuie să fie un glas răgușit. Armoniile pe care Marius le-a rezolvat foarte bine cu solo de acordeon, cu de acordeon. Și toate celelalte. Felicitări! Adică, încă o dată, orchestră. După ce? Totdeauna. Ridicați-vă, ridicați-vă, despre dumneavoastră e vorba, da? Felicitări! Una peste alta, Manuela s-a prezentat bine. Bun! Mulțumesc. Ne vedem mai târziu.